Cine a făcut Ionuța Gunaș? Ce se reșită această la acest canal? Nu are descriere? Ok. Related channels? Ok. Ai ceva? Ce mai lipsește? Link-ul? Foarte atent. Mă bucur. Într-adevăr, vedem la Deezer, avem link-uri către alte platforme sociale și asta e foarte important, pentru că dacă am ajuns pe YouTube, poate vreau să mă abonez și la Instagram-ul tău. Da? Vedem, de asemenea, personalizarea, că aici m-a interesat, vedem personalizarea canalului, stai cum să care se prezinte aici, eu au lăsat un default image care a fost crop de sistem și nu transmite nimic. Trebuie să mă asigur că toate secțiunile pe care le-am aici sunt personalizate. Ce se întâmplă cu Related Channels, pentru că spunea colega voastră din față legat de Related Channels, avem secțiunea Channels pe care vă recomand, dacă aveți un canal de YouTube, să îl personalizați, adică să spuneți voi ce canale vă plac, astfel încât atunci când sistemul îți arată Related Channels să nu pună competitorii tăi. Nu este cazul aici, poate, nu-mi dau seama, dar dacă tu pui canale care te interesează pe tine, nu vor fi populare de canale de competiții. Bun. Un alt instrument de optimizare, aici am luat exemplul Matthew Hussey, nu știu dacă îl cunoașteți. Cunoașteți? Cine cunoaște? Foarte puține, nu mi-am așteptat mai multe domnișoare să fie interesate de 3 texting secrets și how to get him addicted to you. Ăsta este un vlogger foarte talentat și cu foarte mult succes. El le dă sfatul doamnelor și domnișoarelor cum să vezi cucerească și să vedesească pe prin cușar mari. Și ce face foarte bine este că își personalizează extraordinar de mult clipurile. Vedem că există aceste thumbnails personalizate în care el pune un mesaj care te convinge să dai click. Say this to him. 3 men melting phrases that make a guy fall for you. Titlurile sunt foarte descriptive. Vedem descriere. Încearcă să te convingă să urmărești conținutul. De asemenea, ce face pentru a te convinge să petrește mai mult timp în canalul lui, este că își creează liste, playlist-uri de conținut, astfel încât tu, dacă ai urmărit un clip, să mergi mai departe cu alte sfaturi. Da, aici avem 16 clipuri în Why Men Disappear. Sau 60 de clipuri în Life Advice. Și el se asigură că vei vedea câteva clipuri din întregul lui playlist. Bun. Ce mai putem face tot la personalizare? Un canal de YouTube, atunci când vă uitați în setările lui, are opțiunea de a face o personalizare pentru returning subscribers și new visitors. Prin urmare, dacă tu te-ai abonat la canalul meu, vei vedea cel mai recent conținut, spre exemplu. În schimb, dacă ești new visitor, vei vedea clipul poate care are cel mai mare succes de pe canalul meu. Astfel încât tu să vezi conținutul cel mai calitativ care a atras până în prezent subscriberii. Deci poți să personalizezi ce vede un public, ce vede publicul nou versus abonații. O altă zonă de optimizare foarte, foarte importantă, asta și pentru căutare, vreau să fiu printre primele clipuri care se afișează la căutare, sunt tagurile, da? Ce pun în descrierea acestui clip, da? Cum îl descriu și ce taguri folosesc. Iar aici mă întorc la studiul nostru de caz cu Vegis. Pun ulei de cocos, niabis, coconut oil, pun și română și urmez astfel încât să mă asigur că clipul va fi indexat la căutare. Ce mai fac? La sfârșitul clipului adaug element aici este de subscribe, te invit să te abonezi la canalul meu și îți sugerez de asemenea un playlist cu alte rețete realizate de veci, astfel încât tu să continui să urmărești conținute pe canalul meu. Ne-am uitat la pagina, la canalul de YouTube, acum o să mergem strict pe ce înseamnă publicitate și cred că asta este zona care nouă ne place, ca advertiser, iar pe voi vă sâcâie pentru că este uneori prea mult, așa e? Da. Bun. Ați auzit de YouTube Red? Da. Și cât costă? $10, nu știu dacă există încă în Europa, pe ce piețe există doar în state și, într-adevăr, este metoda pe care o propune YouTube ca să nu mai vedeți publicitate. De asemenea, un lucru interesant la YouTube Red este că poți să fii pe telefon pe YouTube și să ieși din aplicație, în continuare îți rulează clipul în spate, lucru care ne-am văzut toți. Bun. O să vorbim despre aceste pre-roll care vă enervează pe voi și pe care le dați skip.
Am menționat aici deja, presupun că știați, skip se poate face doar la 5 secunde, trebuie să așteptăm 5 secunde. În schimb, advertiserul plătește după 30 de secunde sau când voi vedeți întregul conținut. De asta există atâta publicitate pe YouTube, pentru că este foarte, foarte ieftină. Cât credeți că mă costă pe mine ca advertiser să vă plasez un nou clip în YouTube și voi să-l urmăriți? Noi numim indicatorul ăsta cost per view. Cât credeți că mă costă? 30 de bani? O fie altă părere? 5 cent? Cam 1 cent, 2 cent pentru România, cam acolo suntem. Deci este foarte, foarte ieftin. Și cum spuneam, YouTube este avantajos pentru că dacă voi dați skip, eu ca advertiser nu plătesc. Pe de altă parte, este un feedback important pentru mine, îmi dau seama că nu v-a plăcut creația mea și că poate ar trebui să încerc și altceva. Care este secretul totuși? Cum fac? Acum ne punem în pielea advertiserului și a brandului. Cum fac totuși să vă conving să urmăriți până la capăt? Ce ar trebui să fac eu ca brand să vă conving să urmăriți? Să captez atenția din primele secunde. Ok, să captez atenția din primele secunde. Să fie un video scurt, spune colegul vostru. Să fie la începutul clipului, adică să fie prin ori, ok? Da? Să aibă aceeași temă ca și conținutul pe care îl urmărești. Deci colegul vostru spune că ar trebui să fie adaptat conținutul pe care mă interesează când vine pe YouTube. Și asta o facem din targetare, într-adevăr. Alte idei? Faci și de un timpul mai mic ca să forțe să se uite. În perspectiva asta, și e adevărat că au observat și cei de la Google ce se întâmplă și au zis, băi, nu mai plătește nimeni pe YouTube, ce facem? Vloggerii se supără, advertiserii câștigă, YouTube pierde. Așa că au introdus ceea ce se numește bumper ads, sunt acele non-skippable ads, pe care poate le-ați văzut. Imediat, păi vreau să vă arăt un clip de asta. O să am nevoie doar să faceți niște, pentru că nu avem un sunet foarte, foarte bun. În lei, 002 m-a costat un view.
melodie și le arătam creează-ți propriul album în câteva etape simple. Astfel am reușit să convingem 50% de public să urmărească conținutul până la sfârșit. Tot în platforma AdWords, în care fac campania de YouTube, pot să văd pe ce clipuri m-am afișat, unde am consumat bugetul meu de promovare. Vedem că în cazul acesta avem clipuri muzicale în principal, doar că este un intrus acolo. Nu știu dacă vedeți în spate. Cine n-ar trebui să fie în lista mea? Exact. Da? Și asta este o situație în care eu pot să fac optimizare, să-mi zic, de fapt, nu vreau să intru pe conținut adresat copiilor, pentru că e probabil un părinte care pune clipuri pentru copii atunci când își hrănește copilul. Da? Și în cazul ăsta am 0,13 lei pe care am cheltuit probabil inutil. Copilul la naștere dădea skip și prin urmare s-a uitat până la capăt. Bun. La excludere avem aici câteva exemple foarte interesante. Pentru că e nevoie de asta. Sunt că manele știu cum fără vizionare, am mai crezut. Aici am pus, sunt exemple de manele pe care de obicei le scoatem din targetare ca să ne asigurăm că nu ni se consumă bugetul pe un public care nu ne este nouă în target, dar poate că sunt situații în care vreți să mergeți direct către aceste persoane. Bun. Trec mai departe la social media și o să începem cu câteva reguli pe care le consider eu importante. Prima dintre ele este alegerea platformei de comunicare potrivită și spuneam că sunt situații în care îmi dau seama că e mai relevant pentru mine să fiu pe YouTube, altele în care îmi dau seama că Instagram e mai relevant decât Facebook. Și avem aici un istoric al evoluției platformelor sociale și cât de variate și schimbătoare sunt ele. Avem Google Plus acolo, care nu știm încă ce se va întâmpla cu viitorul lui, dacă va rezista sau nu. Iar sfatul meu este să alegeți canale care să vă ajute în comunicare, în social media, și nu să fie un canal în care trebuie, în care mă obosește să adaug conținut. Nu trebuie să fie, trebuie să pun conținut și acolo, trebuie să am și o pagină de LinkedIn, dacă publicul meu este prezent acolo. Bun. Încă un exemplu despre cum comunicăm în funcție de platformă, pentru că e important să nu tratăm toate platformele la fel, să avem același mesaj, indiferent de platforma socială. Bun. Cum facem analiza în cadrul agenției atunci când decidem noi unde vrem să comunicăm pe social media? De obicei ne uităm deja ce are clientul nostru, dar ne uităm și la competiție. Ne uităm unde sunt prezenți competitorii mei și deci dacă este o oportunitate să intru eu acolo pentru că nu există competiția sau din contră nu ar trebui să fiu prezentă pentru că de fapt publicul meu nu se află acolo. Și dacă văd că toți competitorii mei sunt pe Facebook, am să încerc să-mi construiesc și o prezență acolo. Obiectivele de comunicare, care sunt obiectivele mele pentru social media, cum le măsor, îmi setez KPI, cât la sută din acest obiectiv vreau să ating în fiecare săptămână, lună, trimestru. Cum măsor indicatorii și cât de des îi măsor. Și aici am dat câteva exemple de obiective. Avem engage, educate, inform, entertain, sell și delight. Și am să vă dau câteva exemple la care aș vrea să spuneți voi care este obiectivul în comunicare. Deci am reținut engage, educate, inform, entertain, sell, delight. Avem Timișoreana cu o postare, un Samsung Galaxy de 15 euro. Și textul este ai un weekend prelungit și o vară de poveste. Ce planuri ai? Care este obiectivul? Engage. Ok, după ce v-ați dat seama. Ce observăm aici este că au reușit să obțină multe reacții. Da? 7,7 mii persoane care au reacționat, 101 shares. De asemenea, e foarte posibil să fie și o postare sponsorizată, deci să fie sponsorizat acest conținut ca să fie distribuit unui public cât mai mare. Vedem inclusiv 109 comentarii. O altă postare, MNM România. Ce obiectiv are, mare? Delight Entertain. Aici vedem 3,7 mii reacții, 21 de share-uri. Nu existau comentarii. Alte exemple, Elefant. Start la Summer Black Friday.
v-aș invita tocmai pentru a aprofunda puțin ce înseamnă.